România va avea o rețea de stații de încărcare electrice în toată țara până în 2026. Proiectul anunțat de premierul Nicolae Ciucă va sprijini producția locală și vânzările de autovehicule fără emisii poluante. Un program de finanțare adresat autorităților locale este în plină desfășurare și vizează montarea de astfel de stații în localități. România va trebui să respecte obligațiile asumate la nivelul Uniunii Europene de a reduce la zero emisiile de carbon la mașinile noi începând cu 2035. Thank you.